aici ai... Ăsta cum se numește? Bătuta sacului. Bătuta sacului. Bătuta sacului. Ia uite. Uite așa, vezi? Uite așa vine peretele. Mamă, dar perete, nu? Și când are popa pe 100 și ceva de kilograme. Dacă călca pe popa acolo și călca pe geamul ăla, îl vedeai pe popa cum zicea că e zorul. Și așa, ăsta îi zice zorul pe aici. De ce? Îl vedeai pe popa că te-ai zis. Ce mă-și părinte, nu ți-a spus să cumpăr pe scară, te-ai grăbit să vii. Îl cheamă în mijlocul lui Iulie să vie să boteze. Să vină Daniel, până la urmă, prea fericitul, dacă nu... Mamă, îți dai seama, l-aș cazat la etaj. Ia uite, prea fericitul și pomnic Daniel. Ia uite. O, uite, nas, te poți să stați așa? Nu. Ia mai mărit la una pensia? Nu. Nu, a? Și mai stai cu ea? Nu ajunge asta care. Ia uite, facem gardul cu ea. Dar ziceai că s-ar putea să-i... Că dacă îi hotărâi să facă gardul, nu mai scap de ea. Nu? Să vedem cum fac să scap de muncă. Așteaptă vrem, murgărele. Aoleu. Al dracului, că și casa asta e pusă la drum, dracu, să vedem. Asta este. Deci are nevoie de o semnătură la doamna Ramona. Neapărat îi trebuie semnătură. Fără aia nu poate să facă nimic. Deci pufie în spatele acestei mișcări... Pufie în spatele acestei mișcări odioase. Dar noi când a fost vorba că ne trebuia o semnătură pentru băiețel atunci, el n-a vrut să o dea. Cu mare greutate. Ei, da. Și acum o să-ți lasă și Ramona mai greu. O dă până 2024. Bine. Dar stau și mă gândesc așa. Plătim impozit ăștia de la cadastru de la proiect, nu? Da. Dă ăștia o fiște în care că nu mai există casa pe teren. Nu cred că știu. Și dar și bine să-i fac eu un postiu de bine frumos să-i anunț. Că nu mai e casa de până 2008. Mi-a zis cineva, da, și Florin de la Pitez zicea, da, dar zice, dacă și Nea Maria zicea, păi da, dar ce, dacă te mănâncă limba, trebuie să le spui la ea că nu mai e casă, că îi bași pe ăștia de la primărie, pe urmă. Că primarul care a fost atunci când ai dărâmat o casă, el trebuia să se zizeze de atunci pe ăștia de la cadastru, că tu ai dărâmat casa, că ai demolat-o, fără autorizație și nu mai este. Trebuia să anunțe și cel care a fost domnul, că vreau, trebuia să anunțe și ăsta actualul, dacă era. Trebuia primăria să accepte să anunțe cadastru. Domnule, vedeți că nebunul ăla a dărâmat casa. Nu mai e. Nu mai e pe ce să plătești impozit. E doar terenul gol. Dar nu știu că acest imobil acte și la cadastru, probabil la proiect și aici. Dar e cam mare datoria asta care s-a, nu? E 6.000... Da, 6.000 de lei mi se pare... Hai în față, Artur, să vedem pe ce mai plătești impozit. Poate te pune și la asta cu sacii să plătești. Ar fi culmea. A, o să ne pui să plătim impozit la panouri. La panouri? Știu, da, am văzut ceva. Dar la minunăția asta pe care ai ridicat-o aici, nu plătești la... Mă pune să plătesc impozit? Păi, ești cu etaj, plătești mai mult. Eu zic să... să plătești mai mult. Eu zic să mai dărâm dunia, să nu... Păi la ce nu restructurez ea imediat, dacă văd că se îngroașă treaba. N-am terminat copacii. Imediat încep restructurarea. Nu contează mai mai nou acum lucrătura cu ternăcopul? Scuțirea de impozit. Și... Am văzut că merge treaba bine și toată treaba e, toată lumea e mulțumită. Care toată lumea? Adică eu aș pisica. Nu mai fac, pică pe camera. Aolo, deja a picat. Așa? Am văzut că toată lumea e mulțumită. Am zis să-i mulțumesc și eu cu un cadou. De la 2023 acum. De aia mă tot trebuie să văd ea. E... Ar fi. Așa, și... Ar fi cum ar fi. Și cum ar fi și cum aș gândi. Că tot i-am văzut pe saci și ai început lucrarea cu saci. Ia uite, am reînceput-o. Ai reînceput-o. Am mai început-o odată. A, da? L-ai și n-a mers? Nu știi? A, nu, am crezut că aici. Nu, și... aici e. Ăsta cum se numește? Bătuta sacului. Bătuta sacului. Bătuta sacului. Ia uite. Uite așa, vezi? Uite așa vine peretele. Mamă, dar perete, nu? Nu jucărie. Aici este lucrare grea. Era să zic bre. Ce lucrare grea, măi, dar nu e așa cum crezi, bătăle. Mamă, dacă îmi doar fi gata. Ha, și ăsta eu la căldură, acolo și-i băga lemne cu o vată, și-i mâncă cartofi pe plită. Uite, vezi? Hai. Așa, deci am venit până aici, da? Ai venit până aici, dar care e planul? Acum vine așa cu o sac în coasă, știi? Să ia un sac, vorba lor, să ia un cartof, să taie mărunt, să pune la fier, să iau un sac. Că ăsta nu se taie mărunt, să pune întreg. Să iau un sac. Așa. Și să care. Aici e. Că de cărat am avut parte toată viața. Să care sacul cu pământ. De pământ ești, de pământ vei merge, unde tot pământul e, merge.
Apropo de Popa, a fost ieri cu Botezul, la mine n-a venit. De ce? Să-i fie rușine. De ce, mortul? Și-o fi zic, că n-am bani să-i dau. Aveai? Și-o fi zis că n-are ce să boteze, că n-am tavan. Dar aveam acoperiș. Să știi că Popa e obligat, dacă te găsești cu el pe drum și cu Botezul, e obligat să te boteze și în mijlocul drumului. Dar de ce nu fi venit la tine? Ce pielea pe aia. Și ce l-ai fi pus? Și casa trebuia dată și ea un pic, nu? De avea de botezat ca lumea. Îl urcai și la etaj acolo, nu? Să dea cu la etaj? Da, îl urcam pe Pop acolo. Și când ai Popa pe 100 și ceva de kilograme. Dacă îl urcam pe Pop acolo și călca pe geamă, îl vedeai pe Pop acum. Zicea că e Zorul. Și așa, ăștia îi zice Zorul pe aici. De ce? Îl vedeai pe Popa că te-ai zis. Ce mă-și părinte, nu ți-a spus să cumpăr pe scară, te-ai grăbit să vii. Dacă stricai patru. Da, nu, putea să sfințească și ție palatul, mă, Artur. Nu mai, altfel arăta acum lucrarea ta. Mai sigură. Păi, dar nu că, nu, nu că fac lucruri la Patriarhie. Dacă spui că fac la Patropopie, îl cheamă în mijlocul lui Iulie să vie să boteze. Să vină Daniel, până la urmă, prea fericitul, dacă mă, nu... Mă, îți dai seama, l-aș cazea la etaj. Ia uite, prea fericitul și pomnic Daniel, ia uite. O, uite, n-aș, te poți să stați așa? Nu cred. Ia încerc. Nu mai tot, nu mai pleci la mine și ceva cu tine pe cap aceea, bă, n-ai nici pensie. Ia mai mărit la mâna pensia? Nu. Nu, nu. Și nu, mai stai nu. Cu ea? Nu ajunge asta care. Ia uite că facem gardul cu ea. Dar ziceai nu, că s-ar putea să-i... Dacă îi hotărâi să facă gardul, nu mai scap de ea. Nu? Să vedem cum fac să scap de muncă. Așteaptă vrem, urgările. Aoleu, al dracului că... Și casa asta e pusă la drum, dracu, să vezi. Dar îi spun că am nevoie de ăla, îi spun că am nevoie de la primărie, pentru că nu mai așa de milioane, că sunt gal. Vezi, băi, te pune să plătești și păște, Artur, pe asta de saci aici. Da? Ce să plătești? Chipozit pe pământ. Păi nu-i pământăit. Eu, îți place? Mamă, ce mișto vine, deci. Neam de neamul nostru, așa ceva n-am. Fii atent, nici nu o să mai ai. Uite ce bine vine. Ai de toată mea. Păi merge aici ca pe bunei, frate. Când a venit la mâna să o vedea ce e aici, când nu știe de gunoi, că la mâna se curi. A, nu știe de gunoi, nu știe de gunoi. Să vezi ce s-a uită urât, stai că mă pune să-l mute. Să vezi că mă pune să-l iau, că ce că nu are pe-n sacă gare. Îi spun că facem cu după el. Hai, Artur, zi de saci ăștia, ce-i cu ei? Îți place cum vine? Bă, e perfect, nu știu, e ceva... E ceva rustic. Așa ceva nu mai întâlnește, că la noi. Păi, vine o perete făcut, după așa. Cum ți-ai dat seama. Da. Atât perete. De gros? Da. Atât vine perete. Păi n-am povestit. Ce am povestit o săptămână trecută? Păi dar n-am fost atent la lecție. N-ai fost atent. Să știi că te las corijent. Deci, fii atent. Deci, acum lăsăm gluma la parte. Vine peretele atât de gros, de acolo până aici. Vine peretele. Mai vine o ușă ca asta, aici, pusă. Știi? Dar de ce așa gros peretele? Așa e gros, că e căldură iarna, că e caldură. Păi să vezi că e un stil. Că vin și pe partea asta, păi, cu un rând așa, și pe lângă pomul așa, până aici, știi? Aici o să vină ușa la jumătate, între ei, așa. Între peretele ăla și ăsta. Ei, numai că, dar ce crezi că nu i-am pus eu? Eu puteam frumos să plec de aici, nu? La linie. Dar ce crezi că nu i-am pus aici? Păi mai vreau că sunt un pătrat de 10 pe 10 sau două foc, băgat unul aici, unul acolo, unul acolo. Și pe ei băgă bătute șipcă pe partea asta dreaptă. Și se bagă pământ cu baligă din aia, cu paie, că de-aia m-a dus gunoiul acolo. Se face perete ca mai vine un perete din ăsta. Mai vine unul de ăsta aici și pe partea și pe alta. Că dacă în caz că pătrăiește stace, să nu curgă pământul peste tine în casă. Așa îi rămâne în peretele acolo, ei de acolo nu mai ieși, n-are cum. A, tu mai faci perete și din ăsta, din pământ de ăsta. Da, mai fac și din ăsta, fac și pe aici, pe interior, interioarele. Fac și exterioarele și când ajung sunt la nivelul de acolo, cam până pe aici, așa, o să vin cu saci. Până pe aici o să vin atât. De ce vin până pe aici? Că restul o să iau niște plasă de Buzău sau plasă de asta veche, de unde îi găsi după la fier vechi undeva, și vin sus cu torciment, torbeton, cu o centură, practic. Vin cu o centură roată de acolo până acolo, cât ține perete de saci. Și atunci, în felul ăsta, am tărit casa. Că vii cu centru roată pe ei. Dacă ai turnat centrul de beton pe ei, că așa nu mai putrezește, n-are să mai ducă. În cauza să fie perete din ăsta, pe urmă peretele ăsta o să vin cu niște scârțăitoare de aia să-l izolez. Cum se pune la casă, că se scârțăitoare îi dea cu adeziv. Și am aranjat tot. Și atunci, clar că, chiar că n-are cum să-ți mai intre frigul. Da. Și ăsta, da, ieși prima dată pe ușa asta de cameră și acolo o să mai fie o ușă încă, la fel ca și asta.
Ăsta o să fie un fel de holăț. O să fie ceva, o să vezi că o să fie ceva frumos, cu lumini, cu aer, cu aer, cu chestii, cu potea, știi? Așa? Și aici o să fie a doua ușă, o să fie încuiată și ușa asta, o să fie încuiată și ușa aia. De aici încolo, nu o să mai fac nimic. Da, pavezi cu țiglă, că e bine să fie pavat, așa, ca să nu mai fie noroi. Da, 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 da. Ca aia să lasă pământ. Și aici ăsta mai îndrepta, nu? Ăsta aici. Ăsta tot, îl iau la nivelul de acolo. Așa, da. Că tot pământul ăsta îl bag la sat, că am nevoie de el.